Atât distribuția, cât și regia piesei de teatru a aparținut tinerilor Andreea Dumitrescu și Alex Cruceru. Potrivit managerului de proiect, piesa Avant de Murir ilustrează o poveste dintr-un subsol prăfuit al Parisului. Povestea a doi emigranți pe care îi despart câteva elemente, însă îi apropie un tango uitat de întreaga lume și o emoție ascunsă adânc în fiecare dintre cele două suflete, dragostea. Noi sperăm că a ieșit bine, așa cum ne-am dorit. Sperăm că publicului i-a plăcut. Publicul din Alexandria e unul foarte apropiat de sufletul meu, eu fiind născut aici, și doream foarte, foarte mult să le ofer o reprezentație bună. Mi s-a părut că a fost una din cele mai bune reprezentații ale noastre. Noi am mai jucat în Alexandria și săptămâna trecută și ne-a făcut mare plăcere să ne întoarcem în acest loc minunat. Noi am dat tot ce am avut mai bun ca de fiecare dată și sperăm că emoția și mesajul spectacolului piesei a ajuns la public. Având în vedere frecvența destul de redusă a evenimentelor de acest gen în Alexandria, sala de lectură a Bibliotecii Județene s-a umplut de spectatori de toate vârstele, dornici să asiste la un spectacol de teatru. A fost foarte frumos, mi-a plăcut, este o idee bună pentru a promova teatrul. Sunt niște exemple în raport cu ce se întâmplă și în țară, cu emigranții care plec în alte țări și din cauza aceasta sunt niște exemple foarte la locul lor, care se întâmplă de zi cu zi, de 25 de ani încoace. Prin activitățile de animație culturală de acest gen, Biblioteca Județeană Marin Preda urmărește să dea viață cărții, să o facă atrăgătoare și de folos comunității și mai ales utilizatorilor serviciilor bibliotecii.